you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de GTA 4, bă, că toți suntem aproape de finalul jocului, filmez și eu mai de GTA 4, am filmat și niște Deadpool destul de mult alaltăieri, parcă când mi l-am luat, mai am vreo două episoade de Deadpool, mai filmez acum unul sau două de GTA, vreau și eu să scap o dată de seria asta și de cei vreo 15 giga pe care mi-o ocupa acest joc, 15 giga și un episod n-are mai mult de 1 giga. A, nu pot să merg cu ăsta care pasager. Puf, firești să fii. Ia dăm cu SUV-ul ăsta. Hai. Eu sunt de aici, dar între timp să vedem ce misiune avem. Aha. A, nu, nu, asta nu e misiune, cred. Cine bă fi asta? Nu, no, nu e de misiune. Asasin, nu. No. Păi și unde mai am misiune? Ha, tocmai aici. Sau? Bă, asta o fi de misiune. Nici nu știu. Hai, până aici să vedem ce-o fi. Dacă toți suntem în zona aia, nu? Ce să faci acum? Să sun la poliție? Du-te, bă, de aici. Dar ce mișto cum se uită lumea pe stradă la tine când fur mașina, nu intervine nimeni să sun la poliție și astea. Am văzut, în schimb, în ăsta, în Watch Dogs, că poți să... Ce am pornit ăsta alarma? Că ăștia sună la poliție când fură mașina. Destul de interesant dacă am căcat această acțiune în Watch Dogs. Jocul e bunicel, la idee, da. Am văzut o motocicletă, ia. Hai să luăm motocicleta, e mai bine. Chit că o să fie posibil să ne ducem dracu mai repede. Las că e faină. Hai da, dăm cu motorul. Așa, dar vezi pe unde ăsta la costul că... Bă, poate ar trebui să-i schimbăm și garderoba lui, vreau să zic CJ, Nico, Nicușor. Este un pic. A, are pasager, fie la dracu. Poate trebuie să-i schimb ăsta garderoba, dar nu știu ce, că nu prea e ce să-i cumpere ăsta. Putea să mai iau haine de la articol de la ruși de acolo sau să iau primul echipament ăla. Cum mi l-a dat la început, dar nici nu știu ce să zic. Red. A, nu e misiune principală, e doar secundară asta, să înțeleg. Sună telefonul. Erau din astea și în GTA 3. Deci sună telefonul și trebuia să-i răpești pe unii. Nu, no, mersi. Nu facem de-astea secundare. Hai să iau armură și să caut un taxi să mă duc la ăștia la ție. Sau totuși... un buc. Zicea să-l sun pe ăsta. Iar treabă cu homosexualul mă ciuci. Du-te, dracu. Parcă zicea să-l sun. Sau nici n-a fost atent ce acolo. Ok. Ne launcher. Hai să plecăm. Oare era mai bine să-mi fi luat de acau? Ne, folosim M4, că văd că e mai apreciat în jocurile mai vechi. În jocurile mai noi am fost că a început acau să câștige teren. Și ăsta e pasager. Ha. Un taxiu gol nu găsim și noi. Hai să mergem până la mama naibii acolo. Un elicopter să pot lua și eu. De unde? Sună Becky. Ia. How's my favorite girl? We need a picture of Chris. Misiune nouă aici. Hai de la asta. Nu cumva acolo am dus-o pe nebuna aia din episodul anterior, care tot râși de volan și a trebuit să-i dăm un pumn în gură. Ho, ce o să mă distrez acum. O să las cinematicurile alea ca ținurile sau cum ce vreau să văd. O să închestrează ăștia sau cine ai băi ori face. Chiar îs curios. Câți nervi eu focul ăsta
trăgea de volan acolo și m-a răsturnat cu mașina. Bine că măcar în GTA 4, GTA 5 nu mai ia foc mașina dacă te răsturni cu ea. Era cam nervant totuși. E bine că dă să se pună înapoi. Ok, este de apreciat. Hai da, viteză. Poate trebuie să mai verific și e-mailurile în joc aici. Nu mai fi dat ăștia misiuni ceva. Nici nu m-am uitat la aia din episodul anterior cu studentele. Sau cu absolventele alea, cineva erau, abar n-am. Oh my god. Trezești că trebuie să ne împușcăm acum. Go up stairs. Hai da sus. Stairway to heaven. Let's go. Mi se pare că se distrează pe acolo. Ia. Nimă un Galil. Din ce se surs. Mai urcăm? Mai urcăm. Mai urcăm, se pare. Da, sus de tot. Cine bă aruncă de pe acoperiș? Nu cred că trebuie să mă urc atât de sus. Da, m-am dus prea mult. Se iau la rând toate ușile. Și nici asta, deci. Și acum te trezești că n-am văzut eu ceva. Pe sus, pe acolo. Aici, nu? Înseamnă că mai jos? Aici, nu, că parcă m-am uitat la ușa asta. Da. Era un semn. Ce palmă i-o dat. Ce se face pe meniu? Camera. Săracul televizor. Atât vă posta ce se uită. Bă, nebunule, bă. Ok, bro. Stai, unde e ieșirea? Uite pe aici. Ok. Hai că... Asta nici măcar nu-i misiune. Da, și-am fost aproape 10 minute. Altă misiune nu mi-a mai dat. Și motocicleta am pus-o pe partea cealaltă, să înțeleg. Mai e? Hai că mai e. Și acum să mergem la misiunea asta. Te trezești că asta o fi misiunea finală. Dar nu cred că e asta. Sau cine știe. Tot ce e posibil. Da, mă, că ești pe aici. Așa, direct, drept, avem gloanțe. Poate să vezi și asta e misiunea finală. O fac. Da, nu cred că se încheie aici jocul. Sau cine știe. Mi-a zis cineva în comentarii. Raulețio, așa i-am ținut de numele. Care se uită de mult la clipul meu și recent și-a schimbat numele prin Ezio. Și-a pus și poza lui Ezio, o istorie de-a Firenței. Așa, mi-a zis că nu mai am mult. Bine că nu mi-a zis și cât, doar că mă apropii de final, deci da. Nu mi-a făcut spoilere mai mari, mai multe. Da, bagă viteză. O să fie ceva de mers. Pardon, m-am dus.
și am apretisit de mers. Măcar merg mai repede cu motocicleta, sau mi se pare doar. O, trebuia să încerc și Lost and Dem. Și Ballad of Tony, adică Episodes from Liberty City, mă rog. Pentru că am crezut că era Dacia Break, taxiul ăla. Măcar nu-i trafic. Că tot comparam mai mult cu Bucureștiul jocul ăsta. Da, chiar mă, cât e ceasul aici? A, păi da, asta nu-i trafic. Nici muzica n-am mai pus-o. Bă, de cât timp am seria asta? Octombrie, noiembrie? Are ceva și seria asta. Cea mai scurtă a fost și ea de Far Cry 3, că am terminat-o într-o lună, cel mult două. Dacă știu că am terminat-o până să-mi iau telefonul ăsta, pe care l-am acum, l-am luat în noiembrie. Pro, o lună jumate, hai să zicem. Același motor, da, diferă culoarea. Hai că am ajuns destul de repede. Ciao PC. Cine e bănuit de pe jos, o piatră? E mișto chestia asta că pot să dau cu pietre în joc. Să iau lucruri de pe jos. Ia mă, moare boșorogul. Ah, Nico! Of course, you guys already know each other. Nico, good to see you. Interesting friendships you both keep. Yeah, very interesting. Da, mă așteptam să fie vreun cinematic ceva interesant dincolo. Motorul mai e? Mai e. Da, o să-mi dispar ochelarii acum. Bă, cât timp i-am ținut Nico garderoba asta. Și în San Andreas, când jucam San Andreas-ul, ba, cu un an și ceva. De fapt, doar un an. Sau știu că parcă pe Valentine's Day, de anul trecut am mai făcut un episod doar. Și după aia s-au pulit Windows-ul. De fapt, hard-ul s-a pulit Windows-ul. S-a dus dracu tot. Deci da, acum un an când jucam San Andreas, i-am schimbat de temă, nu știu ce e garderoba. Nu știu, sistemul ăla de costumizarea caracterului e mult mai bun în GTA San Andreas decât în GTA 4. Dar în GTA 5 cel mai bun, câte am văzut. Mai ales în multiplayer, i-am văzut unii care își fac caracter să se cu John Cena și cu ăștia. Nu neapărat mod. Să doar să te schimbă caracterul și... Aoleu. Ce modilit aici. Sau mai... Ah, încă mai am ochelarii. Bun, bine că e fast food pe aici. Uf, ce modelit ăla, am zis că poate nu modeli. Bun, hai că ne facem HP-ul, că nu vreau să dau fail. Hai mă. Apăsești și nimic. Mă, în sfârșit. Bon appetit, motherfucker! S-a făcut HP-ul? Bun. Faci accident, dai cu botul de pămăci un hamburger și gata. Un burger, de fapt. E, băgăm din nou viteză. Ce pușca noastră. Op! Le fac... A, stai că mă bag pe străuță pe aici. Sau... Merge direct așa? Hai că merge. N-a trebuit să iau cu un pol ceva, nu? Stai, așa? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, pe pod acolo. Dar nu știu că o să scrie, că scrie acolo Super Bad. Nu-mi pur gârșit atunci, dar asta mi se pare că scrie acolo prima dată. Încep să am vedenii. Uite că cam mă bag. Hey, it's me. Stai mă că nu înțeleg. Destrăuța asta pe unde... Acum înțeleg și a trebuit să o colesc mai mult. Ok. Deci, bă...
drumul ăsta de unde a început. Pă, ca un cur m-am băgat. Da, mă, și cum n-ai bărcă acolo? Asta e că ocolesc mai mult atunci. Așa, hai că e bine. Bine, cred că mi-am lungit drumul, asta e altă parte. E, bagă viteză în continuu. Vedem unde ajungem. A, ce nu-mi plac podurile, m-am plunjat atunci. Da, mai mult? Hai că acum ajungem. E, pune astea să ne într-un capăt al altul, al orașului. Să-l gândește. Mai are câteva misiuni? Hai că îi băgăm drum mai lung. Facem mai multe ori de gameplay așa. Dar parcă mi se pare asemănător locul ăsta cu Calea Victoriei în București. Am ceva de tot cu un par jocul ăsta cu București. Seamănă cât de cât, adică nu vezi mașini așa noi. Aici, la fel și în București, în multe zone. Bine, sunt o grămadă și de o grămadă de mașini noi, dar marea majoritate sunt tot așa mașini mai vechi, gen asta e în joc de aici. Mă, și obțin cu Bucureștiul în care am copilărit eu, când stăteam acolo. Sper că nu aud încet, ce am mers cu o singură roată. Și pe unde? Da, și am contribuit să rup gardul ăla. Droguri ceva, păziți pe acolo, trecem și ne împușcăm. Hai să vedem. Să-mi găsesc un loc strategic. Oare dacă mă duc pe aici? Se numă ghimpată? Peste tot se pare. Nu pot să sar peste, văd că nu. Hai, fugi! Doar pe acolo pot intra? Se pare că da. N-au să ajung la el? E, îl fac pe el să vină la mine. Ce n-ai bazic. Să fiu atent de unde o să tragă ăștia. N-am grenez că dacă era așa aruncam pe acolo peste zid. E, mă duc după ei atunci. Sper să nu mai ia poliția acum. Nu pot să sar gardul ăsta. Am plasat bine locul. Ia stai un pic, o bubuioare. Hai mă, bubuie. Nu bubuie. E, dar e un motiv să bubuie.
Nu, bubuie, serios. Și acum vezi că dă mare explozie. Mori acolo, mori și tu. Mă scoate capul de acolo. S-a buguit ăla? Se pare că da. Că cam aș pe voi să mă cac. Sus. Damn you! Smile for the camera. Motherfuckers! Ce nervos e Nico. Away from the stuff, people! We don't want to lose the game! Don't fuck with me! Bă, dar mașinile de aici nu bubuie, n-au și ele un loc. E una care să bubuie. Did that hurt? Rezervor, serios, n-au? Ei, le bubuim așa atunci. Protect the vans. Dacă dau așa, nu e degeaba. Take the vans away from here. Make sure. Stai că o să bubuie. La fix. Săracu Nico, e terminat. E, măcar n-am dat fail la misiune. Măcar atât și... era o armă pusă pe acolo. Ceba, am un Kalashnikov. Nu pot să rup gardul? Văd că nu. Ba, trage unul în mine, nu-i bine. E, hai că ajunge... adrenalina pe acest episod. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Buton de videoclip. Nico săracu e ciurui tot. Nicușor, pardon. E, să sperăm că nu mai avem multe misiuni. Am de curiozitate pe unde mai am. Nicăieri. Eventual să verific e-mail-urile alea. Hai că eu vă las aici, ce pot spune, un călduros, ciao les!